it's kind of windy. Even we brought the wagon. Look at mommy. Today's mommy and Aiden's birthday. Today's Friday, and I'm going. Wow. Bună dimineața la toată lumea. La mulți ani Oanei și lui Aiden. Așa, bineînțeles că mergem la școală. Astăzi este vineri și AJ se duce la școală și noi cărăm, bineînțeles, prima tură de bagaje. Mergem la în Delaware la Mihaela și la Dorin. Mergem să lăsăm astea la mașină, îl ducem pe AJ la școală și apoi ce facem? Trebuie să mergem să luăm baloane. Da. Vreau să luăm baloane și apoi mai trebuie să mergem acasă și vedem acolo, vorbim acolo. Da. Okay? Continuăm vlogul. Oana face 27 de ani astăzi. Oh. AJ face un an. De v-am mai spus vouă, secretul unei căsnicii fericite, trebuie să-i spui soției ce vrea să audă, ce îi place să audă, da? Ok, hai să mergem la mașină că pierdem timpul. Suntem în întârziere, bineînțeles, cu AJ și vorbim mai târziu. Bă, rucsacul, că îl băgam în mașină. Bale. Așa. L-am mai trimis pe AJ la școală. Luăm table, bineînțeles, să jucăm o tablă. Asta e cadou de ziua mea, înțelegi? Da. Că nimeni nu joacă nimic cu mine, oh. Restul anului. Ah. Berea, bro! Trebuie luată berea neapărat. Back and play-ul lui Aiden. Da. Trebuie neapărat. Trebuie să eu sper că ne auziți din cauza vântului. Eu trebuie să țin cu o mână wagon-ul, că pleacă. Sonorul s-ar putea să nu fie foarte bun. Asta e un cadou pentru Dorin. Nu spuneți nimănui, îl desfacem acolo. Este un set de... Gata, da, ne propusesem de ceva timp să îi luăm cadouul ăsta lui Dorin. Da. Și culmea este că s-a nimerit să vină acum să îl ducem de ziua mea. Da. Hai, sus, AJ! Hai, AJ! Sus! Îi nebunit AJ să meargă în wagonul ăsta. Așa, ai închis mașina? Stai, așa, mi-am închis ușa. Day day. Is that right, guys? Gata. Ah. Let's go. Culo de apta. Acolo sunt baloane. Acolo în dreapta sunt. Ah, știu baloanele. Da, ce cauți altceva? Pălării de pus pe cap și... Oh, da! Păi nu? Astea-s baloane cu numeri. Da. Te întinzi tu să le pe ăla cu unul? Da. Cât sunt astea? Ah, dar vedem la sfârșit. Păi nu, tot ce vezi este un dolar. Tot ce pui mâna. Așa. Da. Așa. Ăsta e de umflat. Nu-i de la mare. Ah. Ia-l și pe ăsta. Da, nu-l și pe ăsta. Asta e micuț, măi. Dintr-o la cu unul micuț. Da, mă. Nu contează, mă, Oana, luăm și mare de la casă. Și de... zice că ăsta nu e pentru helium, da? Asta da, e... luăm pe cubura. Hai să luăm... Eu ce lumânări am acasă, nu știi? Da, trebuie o lumânări. O să trebuiască să mergem să cumpărăm un tort acolo, că nu o să măcar cu tortul de aici, da? Clar o chestie. Așa, și punem lui unul ăsta, nu? Așa. Da, și ar mai fi ălea de tort, uite acolo în stânga ta. Unde? Cu unul. Ăsta? Da. Păi atunci ai, luăm lui ăsta, îl punem pe ăsta la loc. Și luăm pentru tine, 27. Dar uite-te că nu au... Uite, mă, nu are aici de tort? Sau acolo cu Happy Birthday? Da, mă, dar nu au 3, eu aș vrea cifre. Și nu au 3, vezi? O fi ascuns după alea, iau. Dar culmea este că au 2, de ce îl iau așa pe 2? Poți faci 7, nu? Băi, indiferent câți ani fac, eu sunt tânără ca o garofiță, te rog frumos. S-a trezit piselul. Da, credeam că facem ani. Da. Păi nu, că a țipisit când am intrat înăuntru, dar văd că s-a trezit. Uite, asta vreau să le iau pentru trusa de prim ajutor. Mă, nu mi-am venit aici să luăm altceva. Da, 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 da. Da, da, da. Oana așa este, vede ceva, gata, a uitat total de ce am venit încoa, așa face în orice magazin. Și când ies afară să te zici, băi, dar noi n-am luat pentru ce am venit. Găsesc, nu, merg și eu. Mergem toți, nu e așa? Normal. Ok, hai. Încă o dată, tot aici, da?
Deci exact când am intrat pe ușa magazinului, am spus, acolo în dreapta, Oana. Refuză total să mergem acolo în dreapta. Și ați vedeți că acolo sunt. Acolo, ți-am zis de când am intrat în magazin. Nu vrea, bro, să meargă acolo, neam. Oh, ce minciună! Bă, să uite cineva la copilul nostru? Nu, este roz și eu nu... Dar ce contează, mă? Nu vreau roz, eu nu le vreau pe roz și nici nu-mi plac astea hamburgeri. Noi nu mâncăm carne. Da, da, mâncăm fries. Din păcate n-am găsit nimic. Sunt astea mari. Nu știu dacă vi le-a arătat Oana. Nu vrem să luăm așa? Sunt prea mari, mi se par mie, sau... Nu știu, dar de alea mici nu are, așa că... Mergem să vedem ce baloane au, că acolo la... După case au baloanele, să vedem ce baloane mișto au. Și astea cred că ne oprim noi în altă parte și le luăm, de alea mici, că astea mi se par prea mari și nici... Nu știu ce să zic. Vedem. Hai să mergem. Eu tot mă surprind că mă uit la chestiile astea de meșteșugărit, dar eu nu sunt handyman absolut deloc, știi, dar... Mă surprind pe mine însumi că mă uit, mamă, ce chestii interesante și câte poți face cu astea, dar eu nu fac nimic, adică nu știu să fac nimic nu, dar știi, cu ele, știi nu știu cum, să le folosesc. Știi cum fac eu cu astea? Cum mă uit la emisiuni, la rețete. Și la oale. Mai tu pe Instagram, la... urmărești toți șefii bucătari din lume, nu? Nu, ei urmăresc pentru că sunt vegan și mă uit la idei de rețete. Nu, în general, când mă uit... Mamă, și mă uit cum gătesc, sau mă uit la oale și crătis și aparatură de bucătărie, dar eu n-am nicio treabă. Ce-ai găsit? Ce mi-ai luat? Uite, mă uitam la țicalica mică pentru baie. Baie? Da. Hai să luăm niște broscuțe. Și hai să mai luăm lui Eugen niște marcare și plecăm. Și okay. Baloane, Adrian, baloane, să nu mă las, plec fără baloane. Baloane, uite cu steagul Americii. Am uitat să vă zic, sunt cetățean american. Am văzut balonul cu steagul Americii. Deci avem trei sărbătoriți. Oana face 27 de ani, ăsta da. Micu face un an da. Și eu sunt cetățean american, bro. Congrats, bro. Bine am fost la interviu, am avut super emoții, a fost foarte simplu. Ce întrebări? Ți-am zis, am uitat complet când am ieșit de acolo, am uitat complet ce întrebări. Ce întrebări? M-a întrebat cine e președintele Americii acum, ce ocean este pe partea de East, adică aici la noi. M-a întrebat... ce m-a mai întrebat, mă? Ce ți-a mai zis? Am uitat. Ah, da, te-a întrebat ce țări, cu cine s-a luptat... America în războiul, în al doilea război mondial. Da? Și eu am senzația că nu m-a întrebat mai mult de 4 întrebări. Și dacă m-a întrebat 6, atunci nu mai continuu. Inițial trebuie să te întrebe 10 întrebări. Dacă răspund la 6, bine, treci. Dacă nu, nu. Înseamnă că m-au întrebat 6. L-am răspuns la toate bine, că nu mi-a spus dacă am răspuns bine la fiecare în parte. Și am trecut examen. După aia m-a pus să scriu pe tabletă we have 100 senators, parcă. Și gata, ce că ai trecut examen, după aia mi-a mai pus niște întrebări. Yes! Yes! Și acum aștept să vină plicul să mă anunțe când trebuie să mă duc să depun jurământul. Bă, ești nebun? După 40 de minute în magazinul ăla, nebun. În sfârșit am luat și noi niște baloane. Am luat așa, am luat cu Mickey Mouse. Pentru am copii. Luat cu Pototol, fiindcă Spider-Man n-avea. Am luat cu Happy Birthday. Și American flag for me. Deci fiecare sărbătorit are câte un... Are câte o păsărică și... la creier. Nu, avem balon și pentru aici, pentru că nu vreau să se simtă exclus. Da. Deja deja e o chestie care se întâmplă doar pentru mine și Aiden, înțelegi? Da. Acum îl sărbătorim și pe Adrian și realizarea foarte mare pe care a avut-o el. Zic, hai să nu rămână aici pe din afară. Da. Am mai fost și la Rus, am luat pește afumat. Am luat macrou afumat. Macrou, sămânță. Am luat semințe, numai o pungă pentru că nu avea de întrare, care ne plăceau nouă. S-a oprit vântul. S-a oprit și vântul, nice. Da. I-am luat lui Ige o înghețată vafe, pentru că îi place foarte mult. Da. Hai să mergem, că am, noi am obosit, urcăm un deal acum, că New York ăsta e un deal șovale tot. Nu, cartierul ăsta în care stăm noi este un deal șovale. De-aia eu, mușchii mei sunt atât de bine definiți pe dinăuntru. Da, nu se văd, pentru că ea a lucrat pe dinăuntru. Când face exerciții, lucrează mușchii pe dinăuntru. Da, noi putem să încheiem lejer aici vlogul, că am vorbit vrute și nevrute. Da. Și încă nici n-am plecat de acasă. Haideți să vă spunem acum care este planul nostru pentru ziua de astăzi. Da. Și Adrian se grăbește, fiindcă trebuie să plece, pleacă fără mașină. Mașina încă n-a terminat-o de încărcat, mai trebuie să meargă... Mai fac vreo două ture.
mai face o singură tură și apoi pleacă la muncă. Eu rămân să-l iau pe IG de la școală mai devreme, să pun copiii în mașină și să mergem să luăm pe el și plecăm spre Delaware. Da. Ăsta este planul. Și EG m-a întrebat ce cadou primesc astăzi. Și m-a întrebat, mami, o să primești 100 de cadouri? Zic, nu știu dacă poate taică tu să-mi dea 100 de cadouri, dar... Nici măcar 100 de minute, vă dați seama, ceva dar, prea mult. O să mergem, mi-am propus mâine... Mă, dar să mai uite și copii pe canalul ăsta, mă, nu mai prostii vorbești. Eu vorbeam de cadou, eu habar n-am despre ce vorbeai tu, da. O să mergem mâine la Outlet. Da. În Rehoboth. O să facem și un vlog. Da? Primul vlog de anul ăsta într-un magazin. Vorbim prea mult, ne grăbim acasă să mai duc vreo două ture de bagaje, pentru că de data asta ne-am hotărât să luăm recamierul din sfragerie. Da, mergem acasă, v-am zis, trebuie Adrian să încarce mașina, apoi el pleacă la muncă. E a treia oară când o spui. Și da, mă doare mâna. Fiindcă eu vorbeam de cadourile mele, cele 100 sau câte mai rămân. Cele 99,9 care rămân de astăzi, restante pentru mâine. Și mergem în Rehoboth să-mi cumpăr câte ceva, pentru că... O să facem un video. Dai tot afară din casă? Da? Vorbim mai da? Târziu. Ok. Gata, în sfârșit am ajuns. Să nu cumva să uităm berea. E cea mai importantă. Voi credeți că s-a terminat? Sunt sigur că am uitat ceva. Nu, că n-am pus-o și pasta cu numărul. Noroc, ne aștepta Mihaela cu mâncare, că noi eram lipniți de foame. Și acum prindem tortul. Și să eu pun pasta așa, cu mama? Da. Asta o punem la tine sau la el? Cum vrei? Care? Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani, mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani. Cine să trăiască, cine să trăiască, la mulți ani. Aiden să trăiască, Aiden să trăiască, la mulți ani. La și mulți cine să mai trăiască? Și cine să mai trăiască? La mulți ani! Oana să trăiască! Oana să trăiască! La mulți ani! Yeah. A
Așa, și pe tine te ajută mami să o suflăm așa deoparte. Dar cum distă el cu aia în cap? Da, n-a tras de ea încă. Bravo și le-am mulțumit. Bravo, mică, nu mama, țițelul. Dar să-i dăm așa cu de ăsta la lăsut. Așa. Ia și lui mami. Și lui mami. Look at us, Aiden. Ți să-ți dea mami, vrei tort, așa, de mi. Normal că vrea tort. Ce are mama până azi? Ia, hai să fac polo, așa, pe secundă. Mihaela, lasă, nu te necăji, el mănâncă ce tort este. Ai auzit? Mă, fai nu de acolo, că de acolo nu am cumpărat. Generația Facebook, ce faceți? Mă, ăsta-mi. Ăsta-mi. El a lăsat tortul pentru căpșun. Da, e nebunit cu căpșun. Vreau, uite, am adus. Ia, stai să strâng eu aici, dă facturii aia cu... N-ai mâncat nimic, TG. Nu, lasă, că eu... Hai, apă pe lână! Ia uitați ce la halul lui Eden. E cel mai fericit. Avem niște vin aici, se numește 19 Crimes. Am înțeles că anul trecut a obținut niște premii și că ar fi un vin foarte bun la gust, dar ce are în mod deosebit este faptul că trage aplicația de la vinul ăsta și hai să vedem ce se întâmplă, da? Luăm și noi pe Snoop Dogg și... Îți spun o istorioară? Nu. Să vedem. Oh, ne-a jumătate de zi. They call me the dog father. What? King of the West Coast. And I was born at Defy Society. Hai să încercăm cât și de tare asta. Hai să încercăm și cu asta la altă. Easter Monday, 1876. We made break for the ship Catawba. We nearly sunk getting to her. But after 2 days, hands bloody from rowing, we boarded the Catawba and escaped. Deci cât e de tare asta. Nu m-aș fi gândit niciodată la așa ceva. Prea tare aplicația. Și vă mulțumesc vouă pentru că am făcut din magazinul de vinuri un story și mulți dintre voi ne-ați spus vezi că ai și o aplicație la vinurile alea și da, așa am aflat. Super idee de marketing. Super idee wow. De marketing. Și unde mai pui că și vinul e bun? Beton! Super șmecher. Experiența este extraordinară. To become full heroes in their society. Adică, știi, da, cumva, au devenit, până la urmă, au devenit Robin Hood. Au devenit... Lasă-mă să mă spăl pe cap și facem o filmare. Nu, nu, nu. Cam târziu. Este prima dată când m-am spălat eu pe cap pentru un videoclip, așa ca să... Și nimeni n-o să spună, mamă, 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 te-ai spălat pe cap. Wow! Wow! Gata, închem aici? Lasă. Pa! Iala nu vrea să pară vlogurile noastre, să ascunde. Gata, a terminat de aruncat... Tortul. Tortul, nu de mâncat tortul. Nu-i așa, tati? Uite ce mă faci. Nebunit. Da, e bucuros, nu mai poate. Sigur că da, mami. Ăsta e semnul de semnalul de mami mai vreau. Ăsta și mai dă din mâini și face așa. Da, am învățat să vorbească cu alte cuvinte. Da, sunt super încântată. Bine că am reușit să ajungem aici. Mi era dor de fete, de Mihaela, de Dorin. Mă bucur tare mult că am ajuns. Asta a fost tot vlogul nostru pentru astăzi. Cameramanul vine și el lângă mine? Nu. Nu? Încă o dată la mulți ani mie și lui Aiden și vă mulțumim tuturor că ați fost alături de noi și până când ne vedem data viitoare, dragii mei, kisses! Hai noroc și la mulți ani! Hai noroc!